Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Moldova a cucerit prima medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Denis Vieru este primul judocan moldovean din istorie care obține o medalie la Olimpiadă după ce a cucerit bronzul în concursul de judo. El va primi 2 milioane de lei din partea statului pentru această performanță. Sunt bucuros și mândru pentru mine, pentru țara mea, pentru oamenii care sunt alături, care m-au susținut mereu și mi-au dat un imbold să tind la mai mult și la mai mare. Denis Vieru a avut un parcurs impresionant la Jocurile Olimpice de la Paris. El a disputat 4 dueluri și a suferit o singură înfrângere în semifinale în fața viitorului campion olimpic, japonezul Hifumi Abe. În finala mică, Denis Vieru, care este liderul mondial în categoria de 66 de kilograme, l-a învins pe favoritul publicului, francezul Walid Kiar. Unde crezi că s-a pierdut șansa de a ajunge în marea finală? Probabil urmează. Deci sunt focusat pe ceea ce este, un rezultat bine meritat de lungul anilor. Cine te-a felicitat primul, pe lângă echipa care era în tribune? Trebuie să privesc în telefon. Chiar sunt o mulțime de mesaje în care totuși observ că lumea m-a îndrăgit. A fost o zi foarte grea, dar mă bucur enorm de mult că până la sfârșitul zilei am reușit să obținem unica medalie olimpică la judo și mă bucur foarte mult pentru Denis, pentru întreaga echipă a noastră, pentru toată federația. Sunt niște emoții extraordinare de frumoase, sunt lacrimi, dar îmi dă seama că sunt lacrimi de fericire, bune, sărit toți în sus și practic ne vine să plângem de bucurie și să ne bucurăm ca niște copii. O țară mică, cum ați văzut voi, care a bătut Franța pentru medalia de bronz și a bătut mai multe țări. L-a învins și pe finlandezul care a fost anul ăsta medaliat cu bronz la campionatul mondial. Deci Denis a demonstrat bărbăție, tărie de caracter și așa cum ați văzut că s-a traumat în meciul cu Abe, s-a luat în mâini și mulțumim medicilor care au fost alături, mulțumim tuturor care l-au susținut pe Denis și așa cu traume a putut să învingă chiar la el acasă, pe chiar. Atât Denis Vieru cât și antrenorul său, Valeriu Duminică, vor primi din partea guvernului câte 2 milioane de lei. O să mă gândesc în privința la bonusuri, dar evident cum o făceam, o fac și sper că o voi face și în viitor. Evident o să donez careva bani, deja cui și când, o să-mi spună sufletelul și o să bucur și alți oameni din acest premiu plăcut. De-a lungul carierei, Denis Vieru a cucerit 2 medalii de bronz la campionatele mondiale, iar la europene a obținut aurul și 2 distincții de bronz.